Ministrul interimar al sănătății se vaccinează cu cea de-a treia doză la Spitalul Militar. Să vedem și noi aceste imagini. Raluca Bârcă este în legătură directă cu noi. Raluca, foarte multe întrebări cu privire la această vaccinare cu doza a treia, foarte puține răspunsuri de la autorități. Cine sunt cei care trebuie să facă această vaccinare cu doza a treia? Este potrivit sau nu este potrivit? E bine să ne facem doza a treia dacă ne facem și vaccinul antigripal? Bună dimineața, Gina, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Chiar în aceste momente, ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, își administrează cea de-a treia doză de vaccin împotriva COVID-19 la Spitalul Militar Central din capitală, Carol Davila. Era cumva de așteptat să-l vedem pe ministrul sănătății deschizând această zi, pentru că astăzi, într-adevăr, Gina, începe vaccinarea cu doza a treia. Din ceea ce știm până la acest moment de la Comitet Național de Vaccinare, această doză este recomandată tuturor persoanelor care au împlinit cel puțin 6 luni de la efectuarea schemei complete. Spun schema completă referindu-mă la cele 2 doze de vaccin, pentru că așa era până acum. În acest moment, autoritățile nu au definitivat clar dacă cea de-a treia doză va fi considerată schemă completă, ori sunt suficiente cele 2 doze pentru a prezenta acest certificat verde. Sunt lucruri care în continuare trebuie lămurite. Foarte curând va ieși ministrul interimar al sănătății pentru o declarație de presă și cu siguranță va da mai multe detalii despre acest subiect, pentru că și noi suntem interesați să vedem cum exact se vor desfășura aceste lucruri. Important de precizat că cea de-a treia doză este recomandată pentru persoanele care au făcut schema completă cu Pfizer sau cu Moderna, ori cu AstraZeneca, pot să-și facă cea de-a treia doză cu unul dintre vaccinurile bazate pe tehnologia RNA mesager.